Testul Deuteronomului 13 este testul profetului fals și a învățătorului fals din Biblie. Poate fi utilizat și pentru a verifica interpretarea omului a Scripturii. În principiu, criteriul este simplu. Dacă cineva declară, învață sau încearcă să te convingă să renunți la vreo poruncă a lui Dumnezeu, dintre cele dăruite către oamenii săi, acesta trebuie să fie ucis. Aplicând acest test personajelor sau învățătorilor din Noul Testament, putem vedea dacă aceștia au învățat ceva care era contrar lucrurilor pe care Dumnezeu i le-a dat lui Moise prin Tora. Oare Petru a învățat că este ok să te întorci de la poruncile lui Dumnezeu în privința mâncărurilor descrise în Leviticul 11? Oare Paul a învățat că circumcizia să nu mai fie făcută? Sau că legile ceremoniale au fost anulate de sacrificiul de pe cruce? Oare Iesua a învățat ca lumea să nu respecte sabatul? Dacă Petru, Paul, Iesua sau un învățător învață aceste lucruri, atunci ei nu trec testul Deuteronomului 13 și nu trebuie să ascultăm de la ei. Cel mai incredibil aspect al acestui test este că dacă îi atribui lui Iesua că a învățat lucruri contrare față de Dumnezeu, acesta nu mai este un Mesia valid. Dacă Dumnezeu a spus în Leviticul 11 care sunt animalele curate și necurate pentru mâncare și vine altă persoană care să spună un lucru contrar, atunci acesta te direcționează către slujirea altor zei. Slujirea către Dumnezeu înseamnă respectarea legilor acestuia. În realitate, Petru, Paul sau Iesua nu au învățat niciodată lucruri contrare instrucțiunilor lui Dumnezeu. Orice interpretare care ar sugestiona altceva decât obediența totală către legile lui Dumnezeu nu trece testul Deuteronomului 13. Acești oameni care interpretează în mod greșit pasaje din Noul Testament au creat sistemele religioase contrare față de Dumnezeu, așa cum au făcut scribii și farisei în acele vremuri. Dacă în mijlocul vostru se va ridica un profet sau un tălmaci de vise care vă va vesti un semn sau o minune, iar semnul sau minunea despre care v-a vorbit s-a împlinit, dacă vă va zice apoi: haideți să mergem după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți ca să le slujim, să nu ascultați de cuvintele acelui profet sau tălmaci de vise, fiindcă Domnul Dumnezeul vostru vă încearcă ca să știe dacă îl iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima și din tot sufletul vostru. Voi să-L urmați pe Domnul Dumnezeul vostru, de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă atașați. Acel profet sau tălmaci de vise va trebui să moară, deoarece a vorbit de răsfrătire împotriva Domnului Dumnezeul vostru, care v-a scos din țara Egiptului și v-a răscumpărat din casa sclaviei. El a dorit să vă abată de la calea pe care Domnul Dumnezeul vostru v-a poruncit să urmați, să nimiciți astfel răul de mijlocul vostru. Dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau soția ta, care se odihnește la pieptul tău sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te va stârni în secret spunându-ți: hai să mergem și să slujim altor dumnezei, zei pe care nu i-ai cunoscut nici tu și nici părinții tăi, zei dintre cei ai popoarelor care sunt în jurul tău, în apropierea ta sau mai departe de tine, de la o margine la cealaltă a pământului, să nu accepți ce-ți spune și să nu-l asculți, să nu-l privești cu compătimire și să nu-l cruți sau să-l ascunzi, ci să-l omori. Tu să fii primul care se ridică împotriva lui ca să-l omoare și apoi întregul popor. Să-l ucizi cu pietre, deoarece a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclaviei. Atunci toți israeliții vor auzi și se vor teme și nimeni nu va mai face un astfel de rău în mijlocul poporului. Dacă despre o cetate pe care Domnul Dumnezeul vostru v-a dat-o ca să locuiți în ea, veți auzi vorbindu-se astfel: niște oameni nelegiuiți au ieșit din mijlocul ei și i-au înșelat pe locuitorii cetății zicându-le: haideți să slujim altor dumnezei, zei pe care nu-i cunoașteți, atunci să faceți cercetări, să căutați și să întrebați cu atenție. Dacă este adevărat și se dovedește că s-a săvârșit această faptă rea în mijlocul vostru, atunci să-i ucideți cu sabia pe toți locuitorii cetății. Să nimiciți prin sabie toți oamenii și animalele care se află în ea.
să adunați toate bunurile în piață, să ardeți complet cetatea împreună cu toate bunurile ca o ardere de tot înaintea Domnului Dumnezeul vostru și astfel să rămână pentru totdeauna o ruină, niciodată să nu se mai reconstruiască. Nimic din lucrurile date spre nimicire să nu se lipească de mâinile voastre pentru că Domnul să se întoarcă din învârșunarea mâniei Lui, să-și arate compasiunea și îndurarea față de voi și să vă înmulțească după cum a promis strămoșilor voștri că va face dacă veți asculta de glasul Domnului Dumnezeul vostru, păzind toate poruncile Lui pe care eu vi le dau astăzi și înfăptuind ce este drept în ochii Domnului Dumnezeul vostru.